zero, doar că singurul lucru care s-a întâmplat s-a creat un pic de conflict în lume. Atâta. Da. Deci, notre dame -o tot arde, copiii a tot mor de foame, dar există un pic mai mult conflict în lume. Acum că i-a explicat tu băiatul că greșește. Bravo! Uite, tu te gândești la chestia, că eu când aud de război, de exemplu război între nu știu care și nu știu care, din Orient, tu te gândești vreodată că lea sunt doar din cauza că doi oameni nu se înțeleg ca idei diferite? Mm, adică? Adică unul zice, bă, noi credem în asta Și dacă voi nu credeți în asta, nu e ok și o să ne certăm Da Este una dintre cele mai mari Asta e dezbaterea aia care nu se termină niciodată Apropo de uh, Palestina cu Israel? sau Nu, care de impactul religiei A, ah. Că e o dezbatere care nu se termină apropo de dacă impactul religiei asupra lumii este mai degrabă ben, benefic sau nu. Cum era Richard Dawkins, de exemplu, era el tocmai. El că era, e contra religiei, da, maxim. Și El asta a explicat tot timpul că impactul net asupra lumii este negativ al religiei. Apropo ce spuneai tu, că rezultă foarte, foarte multă suferință, moarte și distrugere din niște conflicte. Banale. Nu banale, care se bazează pe niște cauze inexistente. Adică deci nu s-a întâmplat nimic efectiv. Doar că eu am o idee fixă în cap, care nu se potrivește deloc cu ideea fixă din da, capul tău. Da. Dar cumva asta e, asta e frumusețea. De fapt nu e frumusețea, e partea cea mai tristă la toată chestia asta. E că ideile astea fixe, ele cumva sunt foarte importante și duc la moarte frate, de atât de multe ori și în același timp cumva, ele se pot schimba peste Oricând, da. da. adică, Înainte mureau oameni pentru Zeus, acum... M da. Nu, da, zic ca ideea, adică tu, dacă îți spun schimbă-ți religii, normal nu poți să schimbi religia și nu dar cumva, dacă tu mâine ți-ai schimba religia cu totul, nu te-ar împiedica nimic din lumea fizică. Nu e nicio chestie care să te împiedice. Adică aceste S idei da. fixe care au dus până acum la atâtea milioane de morți și de distrugere și de suferință și de tortură și de chin, sunt niște chestii care nu există efectiv. Dovadă că ele pot apărea, dispărea și se schimba Oricând. fără să le împiedice ceva din natură, știi? Eu uh, am avut șocul ăsta când am, când am, realizat gândul ăsta, pentru că în copilărie auzeam de război și de osea și eram, bă, sunt oameni mari, știu ce fac. Și am, serios, cred că toată lumea a avut asta în copilărie, că ești oameni mari, știu ce fac. Și crești un pic și ești, aoleo, când ai primul gând că nimeni nu știe ce face și suntem toți mega proști. Da. Deci Dumnezeu ăla, e, de ăla de e primul de... șoc. E citat din ăla de Facebook de, 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 de da, de da. că înăuntru fiecărui adult e un copil care se întreabă, se întreabă ce dracu s-a întâmplat. Da, da, exact asta. Ăștia sunt toți aduceți copiii care sunt wow, what the fuck just Da. Dar da, e, e, e o chestie foarte, e o chestie foarte, foarte tristă asta că atât de multă suferință din lumea asta provine, apare din nimic. Da și am... Astăzi... Din acest nimic care e atât de important. Nimic care este fără el nu, funcție, nu se poate fără și nici cu. Adică fără, că trebuie să ai, trebuie să ai un, un, o chestie cu, cum e banul, cum zicea Iuval Noah de bani, ca ai credința de, pe care nimeni nu o contestă. Mm. Că banul, hârtia în sine, e, e egal, încredere, da. e egal cu zero. Tot ceea ce valoarea banului este încrederea pe care o au oamenii da. în... E un simbol, bani. Da. E un simbol. Și asta mi se pare extraordinar. Că Religia e la fel. E cumva un simbol în care toată lumea crede. În momentul în care lumea nu mai crede, dispare. în chestia dispare. Da. Nu există. Deci e susținut este. De, un, de o credință comună. E o da. E o poveste pe care nu o spunem. Da. E, e foarte interesant că e, clar că e clar că religia îndeplinește un rol. Da, da. Eu nu zic că, uite, dar de exemplu ai putea avea o, o religie care nu este atât de uh, agresivă. Mm, nu cred. Crezi că în orice religie o să se ajungă la extremă? Da, pentru că eu cred că orice religie este o poveste a unui grup. Da. Și ca să te descrii ca grup, trebuie să ai dușmani. Nu există da. niciun grup care să existe fără să se raporteze la niște forțe ale răului, al, al, un dușman. Și atâta timp cât o să ai grupuri care îi spun povești, o să ai nevoie de dușmani. pentru Ca că să ai povestea. Da. Nu există poveste fără dușmani. Și atunci întotdeauna o să trebuie. Nu poți să ai un grup care nu are dușmani. Da, și... tot timpul o să trebuiască să omori pe cineva ca să meargă povestea ta. Da, ai văzut că acum atentate teroriste budiste. A, unde? În Sri Lanka? Da, nu. bine. Nu, acum nu, că a fost o chestie între... Sau nu, aia, nu da, budiști au fost de aia. Da? Care, da. Da, da. Dar de, 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 mai multă vreme am, am auzit de asta de, de, teroriști budiști, care sună oximoronic, sună da, da. teroriști budiști. Nu omorâm nicio floare. Da, nu există. Da. Dar ea, ea cred, că sunt o sectă din budism. Se poate, care sunt, se poate. De mă, mătură insectele. Sau nu știu, nu mai știu. De, da, de insectele da, ca, da, ca da. să nu le calce. Sunt și niște budiști un pic mai relaxați. Care... <laughs> da, da, și există teroriști budiști, ceea ce e ce... Cum căcat? Da, căcat. Pentru că... Dincolo de tot ce spune povestea, că noi ne concentrăm foarte mult pe povestea asta, mi se pare incredibil că uh, e discuția asta, că nu se mai termină odată cu dacă Islamul este o religie a războiului sau a păcii. Și sincer, mi se pare absolut. mi se pare greșit uh, aplicat. Uh, inter adică e, e greșit dacă aplicat. că toate. adică cel puțin. Uh, nu contează. De ce vreau să zic este că întrebarea nu este dacă islamul este o religie a păcii sau a războiului. Nu contează. Contează doar că este o religie, deci asta înseamnă că ea este o poveste pe care și-o spune un grup și grupul ăla va avea nevoie de dușmani și ei se vor să-și omoare dușmani. Nu contează ce e religie. Dovadă că există teroriști da, budiști. Da, nu contează da. ce e povestea. Contează că tu ca să te definești ca grup ai nevoie de niște dușmani și atunci trebuie să te vei să duci să omori pe cineva. Nu contează ce, ce? Poate să fie o religie în care noi ne uităm la copaci toată ziua și ne facem vânt cu frunze și zici, da, de, cum ajungi de la asta la omor? Păi, simplu, un pula Sunt mea. Sunt oameni care nu cred în care vânt. Care nu cred în vânt, ci în frunze și trebuie să mă tu nu vrei doar să adori copaci. Ba da, dar ăla da. nu. <laughs> și mă deranjează. Mă deranjează. Vreau să-l omor după aia să trăim toți în pace cu copaci. Dar trebuie să moară ăia. Și asta spun eu, nu cred că există vreo religie care să nu ajungă la chestia asta. Nu cred. Că există vreo religie care să nu ajungă în punctul ăla de pentru că e de fapt vorba de interacțiuni între grupuri și de cum se definește un grup, nu de religii. Deci e irelevant că e islamul, religia păcii sau nu, pula mea. Poate fi religia spălării de vase. Tot trebuie să o pe pe Tot cineva. trebuie să o pe cineva ca să... Da, da. Dar asta e ciudat. Vezi că de asta spun că, că e clar că îndeplinește un anumit rol. Pentru că nu există nicio populație care să aibă o formă de religie. Te-ai gândit vreodată la chestia asta? Că ar, ar, dacă religia nu era esențială dar uite, om... și asta e interesant, că dacă exact, dacă nu era esențială, nu există că nu există trib sau ceva descoperit care să nu ai vreo religie. Asta spunem, asta spunem, Nu ști că am povestit la un moment dat la un la un podcast chestia asta. Ca asta a fost o chestie care am fost mândru când am vorbit cu un băiat care dintr o generație mult mai tân, deci mult mai tână decât mine, care a jucat debate la un nivel mult mai înalt. Și care a povestit că a pierdut o finală de europene pe tema asta. Pe, uh, finala de la, uh, tema de la finale europene sau cea de campionat ce, era de debate, era: uh, Acest parlament crede că Dumnezeu există. Și uh, că el a picat uh, afirmator în guvern. Că trebuia, trebuia să susțină că Dumnezeu există. Și a că da. e imposibil să demonstreze asta. Și, într-adevăr, e imposibil să demonstrezi că Dumnezeu există. Dar, în cadrul unui meci de debate în care regulile sunt mai strict, adică, adică cadrul poate fi definit da, mai strâmt. Da. I-am zis cum aș fi jucat meciul și am, am, fost foarte mândru de faptul că, dar nici, îți jur că nici nu mai știu cine e omul ăsta, dar am, am momentul ăsta în cap că am fost mândru de mine așa. Că spui spus, Uite, cum se câștiga meciul așa, definind, da, și Dumnezeu, cu asta, cu asta. definind, Dumnezeu, ca religie, ca sacru, da. Da, ca sentimentul sacrului, definești pe Dumnezeu, că trebuie să definești termenii într-o dezbatere. Știi? Îl definești Dumnezeu ca termenul, ca, ca sentimentul de sacru și arăți că nu există nicio societate cunoscută care să nu aibă simțul sacrului. Și te gândești că dacă n-ar fi esențial, ar fi apărut niște societăți în care să nu există religie. Până la urmă nu există societăți atee. Da. Ateiste. Ateiste? Ateiste. Ate, 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 acatiste. 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 <laughs> nu există, n-ai auzit niciodată de o... De o populație atei, atei ateistă. Și chiar dacă, de exemplu, să zicem că o adunare de oameni de știință care sunt toți atei, ar fi o adunare de oameni, dar au știința ca religie. Că -i le poți să iei legea fizică ca un simbol în care Nu m-aș duce acolo, aia e o chestie, eu, mi se pare un slippery slope foarte periculos să, spui, da? să te apuci să definești, să privești știința ca pe religie. Pentru că este genul de chestie pe care o folosesc toți flefărării și Flefărfări. 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 Toți flefărfării și toți antivaxerii și toți ăștia folosesc perspectiva asta. Că da, mă, dar și știința e un fel de religie. Nu e. Nu e. Acum este episodul 94. Exact despre asta vreau să o episodul 94. Diferența esențială între religie și știință este că religia nu se poate schimba. Este prin definiție imoabilă. Este Astea sunt poruncile, asta este povestea, Asta? e zeul, gata Nu putem noi să mai adăugăm, nu putem să... Bine, teoretic, practic, consilii anul 300, anul 412, anul asta a dispărut asta, uite asta... Dar Bun. zic teoretic Teoretic, în religie nu poți să faci descoperiri, nu poți să evoluezi Religia nu evoluează, religia nu este modificabilă nu putem să descoperim că, de fapt, exista un frate de al lui Isus sau că, de fapt, Isus avea o părere total opusă. Nu, nu se acceptă, cred că diferența este că nu se acceptă pe față chestia asta, că de schimbat oricum s-a schimbat de o mie de Se schimbă de, ori. de oameni în funcție de interesele lor. Da, Eu zic da. teoretic că religia este axiomatică, da, da pentru că știința da. este falsificabilă. În știință progresul se bazează, în primul rând există progres în știință, știința are ideea de progres în ea, religia o refuză. Religia înseamnă asta e, asta e ce trebuie, asta e ce nu trebuie și gata. Deci nu avem ce să, nu avem da, ce să discutăm da. să progresăm. Asta este asta e baza religiei. Da? Pe când în știință ideea este de a descoperi lucruri noi și de cele mai multe lucrurile noi uh, elimină și uh, uh, desfințează lucrurile vechi. Au... Asta -i că e că e, e, regula în știință. De fapt, asta se, pe asta se bazează tot progresul dacă experiment sau ce ai făcut tu, ai demonstrat de 10.000 de ori. Dacă e repetabil. Da. Dacă, dacă de 10.000 de ori a funcționat, dar a mii una oară n-a funcționat, e pică. Nu e adevărat. Nu? nu are... Nu cred. În sensul că dacă o teorie nu... Func... Adică e adevărată până în momentul în care cineva poate demonstra contrariu. A, asta da. Păi și asta spune că asta e diferența esențială între religie și știință și oamenii de foarte multe ori cred că nu Select, nu cred că o ignoră. Diferența asta este că știința se este falsificabilă, ea se bazează pe... Falsificabil înseamnă asta, Pe a fi contradis. Ci, dacă cineva poate să demonstreze, demonstreze contrariu. Că, da, Dacă cineva demonstrează că un lucru este fals, atunci lucrul ăla devine fals. Da, da. Nu, ideea asta nu există în religie, nu există... Hai să... A descoperit un băiat islandez acum 30 de ani că de fapt Isus avea alte, nu știu, a descoperit ceva, că Isus de fapt era altfel sau să vezi că porunca șapte era de fapt altfel. A, nu nu există asta asta da da De da. când știința, asta înseamnă știința, nu este un corp de cunoștință care nu se schimbă niciodată. Este un corp de cunoștință în continuă schimbare. Dinamic. Într-adevăr, practic vorbind, există oameni de știință care fiind oameni, țin cu dinții de... asta e de sute de ani. Că sunt oameni care apucă să investească emoțional, să-și investească viața într-o anumită teorie. Și normal că vor să. Da. Și nu poți să dai drumul la tot ce ai muncit o viață atât de ușor. Da, de foarte multe ori există o rezistență la schimbare, dar schimbarea vine fără doar Adică nu există domenii în știință în care, cum ar veni de zeci de ani, se știe că lucrul ăla nu e adevărat, dar ne prefacem toți că e adevărat. Nu există. În cele din urmă, adevărul chiar învinge în știință. Da, da, da. Mai devreme sau mai târziu, unor e acoperit și ascuns și durează sute de ani, dar tot apare la suprafață, dacă oamenii cercetează. Pe când în religie lucrurile nu se schimbă niciodată. Deci e o diferență enormă între religie și știință. Și asta mă enervează foarte mult la oameni, că de aia a fost și conflictul costel. Că neînțelegând chestia asta, care este la miezul științei, de a te, de a, de a, că motorul, că în primul și primul, știința e o chestie care e în continuă schimbare, e un motor care funcționează în continuă, în religie nu. Religia e o dogmă care este. Nu, da, nu e mișcare. Da. Se, se schimbă foarte des modurile în care oamenii o interpretează sau o aplică, sau dar ea în sine este, este bă, bătută în cuie. Uh, religie, știința nu. Știința nu face decât să evolueze și nu face decât să se să autocontrazică și să, se, să evolueze uh, uh, dovedindu-și, uh, arătându-și greșelile și evoluând. Ceea ce religia nu face niciodată. Dar sunt oameni care nu înțeleg asta despre știință și au impresia că, a, credeți voi că în fizică, credeți în Nu crede nimeni în fizică. Crede, cred fizicienii că unele lucruri sunt adevărate după cum au fost demonstrate și când cineva demonstrează că nu sunt așa, toată lumea zice, a, nu sunt așa. Și într-un fel, oamenii de știință pentru asta trăiesc. Asta e o pe care, pe care, cred că foarte mulți oameni care sunt antiștiință nu, nu procesează. Și anume că cea mai mare dorință a tuturor oamenilor de știință este să demonstreze că ei de înainte au greșit. Da, 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 da. Deci cum ai <coughs> motorul evoluției științei este dorința de a arăta că nu sunt adevărate lucruri. Nu, până la urmă, sunt două zone în care oamenii se aruncă în știință, nu? În demonstrarea unor chestii care lipsesc, adică sunt niște zone necunoscute, sau în dovedirea că ceea ce știm nu e așa. Adică ori completezi, ori contrazici în cercetare. Și stai să că orice om care lucrează în orice domeniu științei și-ar dori și-ar da viața ca să demonstreze că ceva ce a fost o atunci, de -o, da. e invers da. sau e altfel. Asta e tot ce își dorește. Deci orice om de știință își dorește să contrazică știința. Orice preot da, care da, da. devine preot nu intră în religie dorință să contrazică. Regea. Dorind să o schimbe, dorință să zică nu, nu e adevărat nimic din ce știți voi despre noi. Toți vor să fie exact la fel. Da, uite, asta, asta e, ciudată chestia asta, că și da, da, și știința e o religie. Nu, nu, Este fundamental diferită de religie, pentru că toată lumea vrea să o distrugă. Ea, e distrusă și renaște din propria cenușă de fiecare dată. Pe când religie e acolo. Tot, poate erau oameni care care era dor de de, sau de... A, de Că, prea, asta. că am, asta. devenit foarte lejer în ultima vreme și... Da. Sunt asta că, de la... Cum se numeau mă, la, de la Păltiniș? Uh... Lucrurile de filozofie. Uh... Uh, la acolo? Da. Le se adunau? Da. Uh, cum, se, cum zicea? Uh, serii dansante? jurnal de la Poldini și așa a fost. Da, 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 Așa e, avem jurnalul de la local. Da, de da, la da, pol, de la... tot băgam la, la local și discutam despre cum stă viața. Dar ideea e că ca să am, acum am citeam 2. 2 2 2 2. Așa. Euh, ziceam de chestia asta că înseamnă că citesc acum asta de de Yuval Noah și exact exact despre despre chestia asta cu, cu religia vorbea că de ce, de ce e de atât de important ca omul să aibă un simbol. deci mm -hmm. deja și mai în spate, că e important doar să aibă o chestie care să existe o, o credință comună, că până la urmă nu contează ce e. Da, nu contează ce e, dar să fie o credință comună. Că asta zicea el că e built-in la noi și nu știa da. de ce da, dar altfel nu, nu putem funcționa, pentru că asta ne diferențiază de, de... Nu, el încerca să explice de ce noi, ca, ca specie, de ce suntem mai șmecheri ca orangutanii. Dacă noi ne pentru spunem că, povești, era toată teoria Pentru că aia. ne spunem povești, Și pentru că, că nu... Te și că poveștile oferă coeziunea grupurilor mai mari de da. decât alea care că sunt. Când spunea că de exemplu niște cimpanzei nu pot lucra cu cimpanzei necunoscuți. necunoscuți da. Doar dacă se cunosc înainte. Da. Doar dacă se, da. se cunosc înainte. Da. Și da. zicea că asta e diferența între uh, cimpanzei și oameni, că noi având uh, deja simbolul Putem trage o concluzie despre omul ăla bazat pe simbolul pe care, sub care este el. Da. A, tu ești sub simbolul ăsta. Păi atunci pot avea încredere în tine. Da, da, da. Și de-aia am reușit noi să fim gen de specia dominatoare. Da, dar pe de altă parte îți dai seama că dacă stai strâmb și judeci drept, simbolul ăla nu... Stai că. Nu e departe. în România suntem 90 și pula mea, toți creștini ortodoxi, da? A, nu nu da. e de parcă, pentru că... Dar schimbi simbolul gen, a, păi tu, ca să ziceam că nu contează simbolul, că de exemplu, a, dar tu aparții simbolului român, că ții... A, tu ești de simbolul în general. De în general da. nu contează ce, a, tu ești român, deci ești așa, 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 da, da, da. a, tu ești de ăsta, da, deci ești da, așa, da, așa, da. așa, 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 așa. Pot avea încredere în tine sau nu da. și atunci tu având încredere într-un simbol, tu poți automat să uh, ai încredere în omul care este sub simbol, da. ai, ai încrederea aia, adică îi dai benefit of doubt, ceea ce maimuțele nu pot face pentru că trebuie prima oară să te întâlnească, că nu au un simbol într-un fel respect mai mult maimuțele. Maimuțele <laughs> Trebuie prima oară să te cunoască. Da, maimuțele uh, știu foarte clar că există mai maimuțe și mai maimuțe și nu putem nu să ne alegem încredere, că știi? Da. Și acum trebuie să vedem ce e cu maimuța asta, știi? Mi se pare mai corect așa, dar pe de altă parte, da, mi se pare că ai dreptate, Biuval la afara asta că faptul că am putut să colaborăm în grupuri mai mari ne-a ridicat ca specie și că pe asta ne-am ridicat și de asta dominăm acum atât de crunt și da, de crud planeta. Într-adevăr, da. Dar ți-am e interesantă chestia asta totuși cu religia, cu sentimentul ăsta al sacrului, pentru că ar fi putut probabil să funcționeze și alte povești. Da, pe să zic, de asta spuneam că... De ce, există, de ce există povestea asta sacră la toate populațiile? De ce nu există societății ateiste? Eu cred că oricum o să se schimbe pe măsură ce, cre ce evoluăm. Adică, o să se ducă credința ceea ce privim. Că și presupun că tu, când zici sacru, te referi la ceva care e mistic. Da. Dar noi, evoluând, adică, așa îi spun, din lipsa de un cuvânt mai bun, evoluând, ne alegem alte lucruri în care să credem, pe care să le denumim sacre, cum ar veni. Mm. Adică, ne alegem un nou set de valori și convingeri. De-aia ziceam că știința este un, 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 set de valori. Adică e un set pe care tu îl respecti. Pui o lege pe care da, o respecti. Dar nu, nu, acoperă aceeași, nu acoperă ai nevoie. Nu, 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 se duce A, în nevoie zonă. de umanitate. Ca asta că pierzi puțin din umanitate. Da, asta, asta văzând mai departe, următorul pas ar fi roboții. Că ei, dacă stai să gândești, că să, de, cred că și el explică treaba asta, că noi funcționăm tot pe niște algoritmi. Da. Nu se știe exact de ce avem emoții, asta nu știe nimeni de ce avem emoții, pentru că noi funcționăm pe niște algoritmi. Faci a, așa, nu se știe exact cum. Dar că spunea de ce un robot poate să funcționeze, să ducă un task de la A la B, cum facem și noi, dar noi nu putem fără emoții. Ca să ar fi diferența. Uh -huh. Dar noi tot algoritmi suntem. Și de aia mă gândeam că văd că evoluează roboții, mai ales de actriz la filmulețele alea de pe ce circulă virale cu roboții, ce fac acum. Holy shit, am văzut o armată de câini care trag un camion și merg. Deci toți așa, toți câinii funcționează toți la unison, că zesia că e un algoritm care uh -huh. îi controlează pe toți. E fucking scary, e mega scary. Da, și deocamdată asta este chestii superficiale, adică încă n-am ajuns la alea... Da, alea grele. Da. Și de aia zic că Mă gândesc eu, adică nu știu, și eu îmi dau cu presupusul, că următorul pas ar fi eliminarea empatiei. Că asta e de fapt ce ne ține pe noi, empatia, adică umanitatea, ca să face parte din emoțiile. Da. Și e destul de scary să te gândești la roboți, pentru că tu... Bă, dacă emoțiile au un rol... Clar au un rol, clar că asta dacă e... Dacă au un rol esențial, atunci o să dezvolte și inteligențele artificiale emoții. Exact, dar dacă, dacă se, se poate, poate fără, fără, o să se dezvolte fără. Da, pe de altă parte, întrebarea foarte importantă este ce să se poată fără. Fără emoții? Da, da, despre ce vorbim? Adică care e obiectivul ăla care trebuie atins? Pentru că noi până acum, de fiecare dată când vorbim de inteligență artificială, uh. Mamă, e un subiect atât de vast și atât de grav. Atât efect... de greu, mi s-a da, tras O da. până... Eu am, 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 niște siguranțe care îmi sar rar. Dar mai sar din când în când, știi, că mă bag într-un subiect de care. Atât știu... de vast. Da, știi cum e exact faza aia cu... în care știu cât nu știu. De un... la Dunis Kruger nu poți să-i pronunți numele. Da, Kruger, F, că, e, adică, îți chiar la început și doar, adică am trecut puțin de început da, da, da. și văd cât nu știu. Exact. Sunt exact. pe câmpie sus și văd aoleu, sunt multe exact, pe care se, nu le știu. Sunt exact. pe prima pantă în jos, da, așa, da, mod, da, fai da. de cap meu câte, câte lucruri nu știu. știu da. Da. Dar faze cu inteligența artificială, totuși mie mi se pare interesant că noi tot timpul definim, noi ne considerăm apogeul vieții uh, și mai mult, de fapt nu al vieții neapărat cât al uh, conștiinței. Noi ne considerăm apogeul conștiinței. Noi, noi considerăm că animalele ori n-au conștiință de sine, ori dacă au, au, probabil ne închipuim o versiune rudimentară sau inferioară. nu o să... Noi, în orice caz, noi ca oameni avem părerea despre noi că suntem cel mai e... șmeche, da. evoluată conștiință. Și noi tot timpul, adică, din câte văd, oamenii privesc inteligența artificială ca fiind o chestie care să tindă la conștiința umană. Noi tot timpul ne gândim că o să ajungă inteligența artificială să, să fie, fie conștientă. ca noi. Da dar s-ar putea să să nu fie pentru că s-ar putea să fie un nivel mai sus, fără conștiință. Sau alături. Sau da, alt... s-ar putea să fie uh, vertical, da, uh, adică. <gură> să fie o chestie horizontal. de ierarhizare, gen conștiință superioară, nu, ci un alt fel de conștiință. Și s-ar putea să fie dezvoltată de o inteligență artificială acest tip de conștiință. Și să fie cu totul așa, că la asta se referă mai când zic singularitate, nu la, la asta, la o da, conștiință, da. o inteligență artificială, dar care n-ar mai trebui să o considerăm, că asta zic că noi vorbim acum, sunt oare emoțiile uh, esențiale sau nu. Esențiale pentru ce? Pentru conștiința noastră? Poate sunt. Pentru un alt fel de conștiință? Probabil Eu mă gândesc pe că, că pentru a menține uh, viață, pace da. cumva. Că adică viața nu e da nu coace. nu da nu 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 mă, acum mă gândeam că se poate și fără adică un robot n-ar simți ură sau uh, și ar doar ar fi adică nu ar mai fi un lucru nașpa sau bun. Da. Păi din nou bun sau rău sunt niște. Și uite dacă ei religiile astea zen. Zen și nu știu stoi religii filozofii de viață cum e și stoicismul te face să adică religia lor conduce cumva să nu mai simți. Nu? Uh, budism, să nu mai, budismul. Să nu da. mai îți dorești. Să nu-ți mai dorești. Da, detașare. Da, da. Detașare. Stoicismul Total. la fel, tot așa, detașare. Uh, și cumva s-au gândit oamenii că este o parte foarte bună în a fi mai detașat. Bă, budismul asta zice. Budismul încearcă să evite suferința și vede ca și cauză supremă a suferinței Dorințe. dorința și atunci Elimini dorința, elimini suferința. suferința. dar elimini și viața, viața cu așa da. cum o știm da. cum ar veni, da. E o religie foarte dark, budismul, e așa un fel de, bă, absolut tot ce știți voi ca viață este o prostie, asta zice budismul, de fapt. Este tot ce face, toate bucuriile, toate supărările, toate astea sunt efectiv prostii cu ce vă ocupați da. Niște căcaturi care vă fac să suferiți și n-au rost. Și ai adică nu că e dark, e nihilist așa budismul, e efectiv, e destroy everything. Da. Da. Și de să spun că inteligența artificială, am, deci îți jur, efectiv, repet asta de mai multe ori, știu destul cât să știu că nu știu aproape nimic despre asta, dar sunt niște discuții interesante acolo apropo de, nu știu, mă gândesc, cum reușim noi să convingem o inteligență artificială extraordinar de volat, să zicem o conștiință artificială, nu o inteligență artificială. Deci dacă creăm această conștiință artificială, cum reușim să o convingem că suntem importanți sau că avem rost sau că... Pentru că, știi că nu, nu, zicea și eu val chestia asta? Că, o să că ne trateze cum, tratăm, tratăm, noi, mai maimuțele. Cum tratăm noi animalele, Animale, neiceară, da. da. Adică Na, cum, cum o convingi că, bă, stai că noi suntem miezul la toată șandra asta? O să o să strigi la robot și o să, se uite la tine cum ne uităm noi la o maimuță care nu încă cu da, 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 Deci cum faci? Trebuie să, trebuie să, trebuie să, constrângi acea conștiință care e sau nu deja o ființă. din cauza că nu e definiția dată la conștiință acea ființă, hai să zicem ființă, în trebuie să convingi acea ființă într-un fel, adică să o convingi înseamnă să-i bagi cumva printr-un bag, adică să o, trebuie să o manipulezi, trebuie să o... Și tu, acum mă gândesc că dacă, e, dacă uh, inteligența artificială evoluează pe limbajul lor, că limbajul lor e limbajul ăsta de, pe care l-am inventat-o noi. Da. Uh, ar mai fi oameni care ar putea comunica cumva cu calculatorul, că îl comunici prin limbaje da. de 0-1 da. și mă gândesc că cum putem noi înțelege animalele prin emoții, că vezi că se enervează sau așa, dar e foarte basic, da. ele din cauza că o să se dezvolte un limbaj mult mai avansat, noi o să putem comunica numai chestii basic pentru că ta e capacitatea noastră, dar ele între ele o să comunice mult mai complex cum comunicăm noi între noi oamenii, dar cu maimuțele putem, că maimuțele pot învăța sign language dar și dar de chestii ce, de seama. ce ne gândim noi tot timpul că e mult mai complex? Ce fac ele? Da, de, 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 ce ne gândim tot timpul că inteligența artificială o să fie de fapt pentru care putere de calcul mult, mult mai mare. mare. Mai ales în momentul în care se ruleze pe calculatoare cuantice. Test the next shit. Când o, să pui, da, când o să pui AI pe calculatoare cuantice, chiar nu o să mai ai idee ce se întâmplă acolo. Chiar nu o să mai ai idee. că ele funcționează ca un black box, nu? Da, pentru că la un moment dat au pornit un calculator, nu mai știu, nu, l-au oprit, că a început să-și facă singur un program de, de lim un limbaj și l-au oprit. A, nu, aia era o Era că puseseră două, două aiuri să dialogeze dialogueze și începuseră să dialogueze într-un alt limbaj și au A, da, ele. da, da, da. Dar nu e chiar cum a fost prezentat, nu e chiar atât de... Uh... Nu, da, adică văd, o văd întâmplându-se. A, da, 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 da. da. Dar, zis, da, mă gândeam acum de ce tot timpul avem noi tendința asta să privim inteligența artificială, gen, pf, mamă, că o să fie ceva zeiesc și supraomenesc și nu știu ce, Și după Că nu are de, Nu trebuie neapărat să fie acolo, nu? Nu știu. Dar după aia mă gândesc că dacă ai un algoritm care folosește o putere de procesare foarte Mult puternică mai mare. decât a unui creier, că asta e că la început oamenii s-au apucat să, știi, cu și rețelele neuronale, încercau să copieze... Dar și-au pute... dat seama că să facă un creier ai nevoie de câmpuri întregi de... Da, și că nu e neapărat asta soluția, să imiți un creier. Da, da. Dar ți zis, când o să ruleze pe calculatoare cuantice, o Exact de black box e că în momentul de față rețelele alea neuronale nu, 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 știe nimeni ce fac. Știi asta cu oamenii care le proiectează când le, când le dau drumul, ele în, 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 rulează opac? Da? Da. Nu știam. Da. Deci oamenii le... Asta știu, atâta știu. Cu oamenii le, da. pă, le programează, deci le, de, le construiesc, le dau drumul și când le dau drumul nu știu ce se întâmplă înăuntru. Adică nu există niciun mod în care să ți dai să exact ce face algoritmul ăla. Ok, asta e asta e puțin. Nu știi de faza asta? Nu, nu, să nu, cauți, nu, nu. uite, stai să nu să nu zic prostii, dar stai să zic exact cum să. Uh... Asta e chiar curios. Uh... Da, uite. Da, nu e asta, este... Ia. Yeah. Um, să cauți AI Black Box. Ia să vedem. AI Black Box. Uite, zice... Despite its promise the growing field... Asta e de pe Forbes. Um, the growing field of AI is experiencing a variety of growing pains. In addition to the problem of Asha, there is also the black box problem. If people don't know how AI comes up with its decisions, they won't trust it. She. is black box problems? Da. da, sau o să mă uit. O să, că e mega o să, interesant. Și, o să și O să vezi, dacă destul, o să vezi și că există niște articole în care vorbesc exact despre asta, despre faptul că nu știe nimeni cum funcționează. Deci, î, e foarte ciudată situația, pentru că oamenii ei construiesc algoritmul. Deci, ei construiesc algoritmul, dar odată ce el rulează, nu știu ce face. Și, deci, asta e o problemă destul de mare să nu știi ce face. Eu, ș, ce eu, eu, face. eu știu, eu, eu ce aș face în locul lor. Aș porni ăla și l-aș conecta la internet la toate informațiile. Hai să vedem ce se întâmplă. Ce se poate? Întâmplă? Cât de rău poate să și fie? Doi ani mai târziu toți oamenii sclavi. Da. Nu să ne fabricați pentru organe. Matrix, apare Matrix. E foarte, mm. e foarte, e foarte, e, e fascinant, frate, zona asta de AI și de uh, automatizare este absolut fascinantă. Și în același timp, eu, știi, știi ce mi se întâmplă de foarte multe ori? Uh, există, există contrastul ăla când pleci într-o țară care e mai curată și mai uh, civilizată în sensul de mai, uh, nu știu, mai pașnică. Mai, mai ne România. Da. Uh, deci când te întorci în țară, că ai, te lovești un pic mai tare dezordinea sau uh, haosul sau... Uh... Dacă nu ești obișnuit. adică când adică îți tu... pierzi obișnuința. Da, da. Dacă stai două săptămâni undeva între niște oameni care sunt mai calmi și mai uh, așezați și unde e curați, așa, când vii aici zici, bă, ce cu haos? De ce, stă, de ce urlați unii de ce vă scuipați, de ce vă, ce cu voi, Într-un fel, la nivel intelectual, cam asta mi se întâmplă după ce mai citesc de astea de Yuval sau de astea știi, în care se pun probleme din astea etice și filozofice grave. Și apropo de CRISPR, de ereditate da, 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 genetică da, 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 și da, da, de inteligența artificială și ce. Deci, efectiv e de parcă mergi cu mintea în vacanță într o zonă de asta foarte avansată a lumii, știi? și după aia brusc frate când deschizi un site sau un televizor și îl vezi pe Dragnea care face că ne otrăvesc ăștia rușile și ești, wow wow unde suntem noi wow și știi care e partea cea mai amuzantă? Că vin căcaturile la peste noi adică nu i de parcă pentru că noi discutăm numai că vor străinii să ne fură castraveții sau ceva. O să fim uh, cruțați sau o să ne rateze AI-ul la extrem de avansat sau editarea genetică, o să vină în plan. Numai că ele vin, unele societăți au oameni care se gândesc cum să se pregătească pentru chestia aia și noi avem probleme de genul că ne o trăvesc ăștia roșiile. Da. No. Și deci peste toată lumea o să vină căcatul, numai că ea o să fie pregătiți că deja de 30 de ani discută bă, cum dracu facem cu editarea embrionilor, cu facem un borasă de oameni superiori, ce facem cu ai sau ăsta, ce? Și noi o să avem 30 de ani de discutat că facem foarte mult porumb și că nu trebuie străinii roșii. <laughs> Incredibil! Ca să spui exact, te întorci, te și vezi ce probleme se discută în țară. Și Dragnea care a zis că Acuma, mie Dragnea chiar mi se pare disperat, deci în momente de față jur că mi se pare disperat. A început să o ardă cu, uh, că Cioloș uh, e spion francez și a fost, uh, misiunea lui era să distrugă producția de porumb din România. Pentru că, da, exact însă spune, apropo de probleme. Și că de când e PSD-ul la guvernare am devenit numărul 1 la porum și toată, lumea Uniunea Europeană tremură. Bă, deci jur, așa pune problema. Eu m-am uitat Că tremură la... de frica noastră că producem prea mult porum. <laughs> Def, by corn. Death da, by corn, și culmea da? e, cu e, că, foarte mare parte din fondurile din agricultură sunt de la Uniunea Europeană. Deci, fără fondurile din Uniunea Europeană, ăștia ar muri în foame la fel. Dar în pula mea, noi îi omorâm cu porumbul nostru și venim cu ștule tără. Eu m-am uitat, uitat, la un singur de ăsta cu, cu, Dragnea și e efectiv. Deci el vorbește, vorbește pe limba lor. Da. Adică e foarte bun asta. La vorbi pe limba, da. de frecvența aia Bă, eu să știi că Ai da, văzut mie, mie... episodul cu uh, ce am făcut noi? Nimic? Aia cu la meeting? Nu, nu E o fază să o cauți, că este foarte interesantă să o vezi uh, Mie mi se părea Dragnea un pic mai priceput la vorbe Mi se părea un uh, mâncător de căcat mai abil decât e Pentru păi că asta, asta zic, nu, adică e vai ști... morții lui este... Deci era la un meeting ăsta electoral și a zis uh, a făcut greșeala pe un public care nu era garantat prietenos să facă o pauză de efect. A zis că ei se tot luptă cu Cioloși, în până da, da. că în afară de Cioloș n-a mai fost nimeni în afară de ei la guvern, așa că dă și el în cine poate că da, nu e de -a lor. Da. Și că Cioloși a, făcut, a distrus satele românești și a zis, PSD noi ce am făcut noi pentru satele românești și în pauza asta s-au zis nimic în sală, știi? Bă și dacă vezi momentul ăla e atât de genat. deci un vorbitor atât de prost dragnea că s-a întors așa și, așa și a făcut nimic ești tu. Bă și atât de rigid și atât de, a intrat în folclorul asta cu nimic ești tu, da, a devenit da, da. hashtag, nu uh, e Dar atât de rigid și atât de pătrat s-a întors și așa e. Nu e nici măcar bun vorbitor, -are deci, Nu, nu, nu are carismă. Nu nu, avea carismă. Bă, eu, zic, era... eu zic că vorbește pe limba lor în teme, sensul că subiecte subiecte da. și atitudine. Deci eu m-am uitat la atitudinea lui și pare atâta de tot. Deci tot ce vezi în atitudinea lui e că tot timpul el e cu un pas înaintea ta că da, are da, da, are da, râsul ăla. Da. da, Știe băiat, tu ești un prost. Da, are da. atitudinea de se vede numai numai miro putea atitudinea da, de aia. Da. Păi bă, dacă stai să gândești la cum se întâmplă politica la noi. Uh, având că fondul e zero, forma contează și atunci e normal că trebuie să fii mega pe swag și pe așa ca să urci în vârful haitei, care haită numai pe asta se bazează și că nu e de parcă ei se bat în proiecte sau ceva construit, sau ei se bat numai în care e mai tare în pulă și în gură. Nu... Și atunci trebuie să fii, că până la urmă el este șeful haitei, el da, e primul... Da. Și atâta, când, a, și am onoarea, eu când văd chestiile cu am onoarea, sunt pe nu știu pe cine, pe primări, tu te mori, simetic, da, cimetic, da. Da, omor. Nimeni că... nu. Dar eu, serios, de, eu de când am fost copil, crede cineva în cuvintele alea? Nu. Crede cineva nu, dar în A spus timp, cineva, am onoarea și a crezut în căcatul ăla. Uh, nu, dar în același timp trebuie să înțelegi că, deși ei nu cred deloc în cuvintele alea, pentru foarte mulți oameni, uh, lipsa acelor cuvinte e o problemă. Adică da. sunt niște automatisme deja, sunt niște, știi? Și atunci oamenii le zic pentru că trebuie să le zică, pentru că dacă nu le zici, ce s-a întâmplat? De ce n-a zis domnul Dragnea care o onoarea să o prezinte pe doamna Olguța în continuare la microfon? Niște căcaturi, dar, mă rog, trebuie zise. Dar ți-am zis, omul în momentul de față, serios, acum noi nu, nu prea vorbim politică sau așa, dar zic, efectiv mă uit, mi se pare disperat. Deci la nivelul la care a ajuns cu, cu frenezia asta, cu naționalismul, cu asta, cu că ăștia ne distrug și noi trebuie să optăm cu ei. Știi ce mi se pare cel mai interesant în schimb? Uh, bă, simt la faza asta cu Dragnea și cu temele astea naționaliste și anti-europene, simt că e cam ca la referendumul la uh, Coaliția pentru Familie, în sensul că Bă, te aștepți ca oamenii să fie ca masele mari de oameni, să pună botul și să fie de acord? Și, într-adevăr, e oarecum în zona în care gândesc foarte mulți oameni. Bă, dar nu prea-i mergem. Adică nu o să vezi oameni entuziasmați de căcatura. La mitinguri, la PSD, sunt aduși, mă, sunt aduși da. în toate comunele. Da. Uh, sunt aduși da, că dacă să te fie... la film, filmulețe și ai văzut... Slupție... nu prea pot să mă uit, frate. adică am văzut snippet așa, nu prea pot să mă uit. Este... E... Dar asta încerc să spun, vezi, sunt într-adevăr de foarte multe ori la meeting-uri alea oameni uh, săraci, needucați, vai mama lor, nu știu ce. Bă, dar nu îi vezi că sunt, da, domnul Dragnea, da, pe ei, pe mama lor, futu în gură de merg, ei sunt acolo, da, poate chiar sunt psd iști poate chiar sunt convinși că PSD-ul da, e da, etc. Da. Bă, dar nu mi se pare, deși te-ai așteptat de la ei să pună botul și să infierbânte căcaturile astea cu roșii. Dar nu le pasă în cu... nu, nu le pasă. exact ca să spun ca la referendumul Coaliția pentru Familie. Că noi știi despre, popor, știi despre societatea românească că e intolerantă, e așa. Dar... Cea mai nu... mare durere am pulă la noi. Aia e faza. Da. Și deci, Bă, e disperat, dragnea, că a ajuns în zona asta cu discurse și în ce caz asta, să aduci oameni cu forța la meeting și până e clar că nu funcționează ceva. Bă, dar e oarecum delicios să vezi că nu pun oamenii botul ăla, nu-i, nu -i, nu, -i, nu, -i, nu -i ia sentimentul ăla de pai bă, să vă. Ai văzut cum era la Trump la meeting-uri de aia erau aia cu dădeau de șapca de pământ, că gata, bă, nu se mai poate cu mexicanii. Da, nu prea da, vezi da, din ăștia da, da, la da. noi. Pentru că, pentru că, cred eu, ce cred eu, ca o alte căcaturi în cap, alte probleme. Adică ei simt au că... Au probleme mai mici. Au probleme mai mici, da. În sensul că, bă, bun, zici tu acolo, dar eu trebuie să, trebuie să mă duc acasă, să-mi fac căcatul, că n-am n -am, n -am aia, n-am aia, vreau da. și eu să... Lasă-mă! Și din moment ce asta, n-ai cum. Că dacă... Care-i problema? Cum văd eu lucrurile? Că dacă nu, acoperi baza la oamenii uh, de jos, da. dacă nu le acoperi baza, ei nu o să depună niciodată efortul cognitiv să facă următorul pas pe piramida da. lui și, și așa aduc... că îi conduci, dar doar cu chestii de bază. Ai văzut că Dragnea acum, uh, e, e a ce face acum, el efectiv încearcă să creeze o realitate virtuală în care oamenii o duc foarte bine și în care nivelul de trai crește și oamenii își permit foarte multe lucruri și sunt bine. Îmi și nu sună ce. cunoscut cumva, nu știu unde am mai văzut asta, nu mai știu, nu știu, bă, Fasa... Mao Zedong, China, nu știu, nu știu, nu știu. Fața cea mai tare este că ca să meargă, ca să funcționeze chestiile alea pe care le zice el, Trebuie ca oameni, adică ar trebui ca oamenii să, efectiv, să, adică eu nu cred că funcționează chestia aia pe care aici, decât la niște oameni care efectiv simt o schimbare în bine. Pentru că e foarte greu să-i spui unui om care tot n-are ce mânca, că o duce bine, da. că nu trebuie să cerceteze, nu trebuie să vină RISE Project să-i facă anchetă. Se uită în frigider în planul vede că n-are ce mai. Da, cred că mănâncă mm, cam zi. le cam, de ce? cam Pe minte. Pe de altă parte, ce se întâmplă este că ei se folosesc de faptul că există o... Adică economia europeană în general merge bine și economia românească merge bine și atunci nu există foamete. Dar să te apuci să explici că oamenii o duc atât de bine uh, și mai ales mi se pare fascinantă chestia asta cu uh, să nu mai plece oamenii. Eu zic că ei, acum au, au început un discurs foarte puternic și el și uh, 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 sinistrul ăla de Orlando, da, da, au început tot asta că și-au dat seama. E și greu să nu-ți dai seama că e o problemă foarte mare. Că pleacă, pleacă foarte pleacă mulți oameni. Cea. Și atunci soluția lor, pentru că sunt semi idioți adică nu trebuie să-i bănuim de prea mult machiavelism, au început să zică că ia să nu mai plece oamenii adică au început să... Ei... voi! Ia, gata cu plecatul, gen... Nu, A. Stai. Mi se pare o mișcare atât de idiotă și eu sunt convins că o să le explodeze în față chestia asta. Pentru că ei ce zic este într-un fel că oamenii care pleacă sunt... Nu, nu, nu s-au dus până acolo încă, cu totul. Dar în fel de ei sabotează țara, ăștia care pleacă. Că uite că pleacă doctorii și nu mai sunt doctori știi? Și gen, deci muiște care pleacă. E, care e faza? Unde cred eu că greșesc și unde cred că o să le explodeze căcatul în față este că tu dacă o dai pe doctori, s-ar putea să meargă la doctori. Da. Adică la modul tu, victoraș de la țară, să-i, păi da o futu în gură, că în loc să aibă grijă de mine, că asta e că în loc să aibă grijă de noi în spital, au, asta grijă, ai... de au grijă de străini, asta e drag Da. Și atunci ai un pic de, bă, mai mi mea, dar ia să aici, știi? Din păcate, marea majoritate a oamenilor care au plecat sunt, oameni de tot felul. Exact, care au toți oamenii care trăiesc în România au, rude în afară. Au rude în afară. Cum îi convingi pe aia că rudele lor care, apropo, ei știu de ce au plecat rudele alea. Și rudele alea care îi ajută cu bani și la care se duc în vizită și așa mai departe, cum îi convingi pe aia că cum, îți, cum, convingi tu o femeie că fisul care a plecat la muncă, el a distrus țara? Cum faci chestia asta, frate? Ia să spun că s-ar putea să le tu căcatul față. Cum poți să-i spui, apropo, îl știi pe frate tu și pe unchi tu și pe două ale tale care sunt în Spania? ăia sunt problema României. <laughs> cum care să nici convingi? măcar nu sunt în România. Nu, păi ei au distrus țara că au plecat. Cum pune mea să convingi? Păi da, și pe lângă cealaltă... asta că primul gând, adică pe care orice om îl poate avea, Păi au plecat că era rău, nu de bine. Păi, asta spun păi și ce... cine a fost la guvernare? Hmm. E prea mult. Ai total dreptate, dar e prea lung drumul. Adică normal ca Crezi, crezi este. că nu o să... Nu. Dar pe de altă parte toți știu, adică să la o parte a cui e vina și cine a creat problema și așa. Tot știu că oamenii care au plecat din țară au plecat că era mai bine în afară. Da, că nimeni n-a plecat, bă, merge atât de bine, da, și știi ce mi-ar plăcea? Acela. Să nu mai meargă atât da. de bine. Eu nu cred că asta Dar asta spun după. că mi se pare atât de greșit abordată problema, că mi se pare aproape catastrofală. Deci în condiție că ai atât de mulți români plecați din țară, încât e imposibil să nu cunoști, dacă nu ai tu o rudă plecată în afară, să nu ai un prieten sau un cunoscut imediat în care are o rudă plecată în afară. Adică toată lumea are oameni plecați în afară. Cum că ca să comici tot poporul ăsta care, apropo, beneficiază de treaba asta? că se trimit sute de milioane de euro în țară, se, sunt susținute familii, sunt oameni care își cresc copiii așa, na, căcat. Că. Cum convingi mă popor, ăsta că ăia sunt muiștii, ăia care au plecat și care trimit bani și care știi cât de greu le e și știi că au plecat de voi și așa, cum îi convingi mă că ea strădători în pula mi se pare fascinant de greșită strategia asta. Și ăsta, ă, ă, terminatul ăsta de Orlando, era, el se ducea cu gândul spre un fel de legare de glie un fel de să nu mai ai voie să pleci. Dar nimeni nu vede problema în chestia asta? Adică nu, nu, nu începe și putea Ceaușescu pe aici? Normal că pute, dar numai că, țeniți pe lângă faptul că pute, mi se pare senzațional că eu efectiv nu găsesc publicul țintă al acestei propuneri da. în electoratul lor. Deci cine Adică, să încet, de acord, adică orice. nimeni nu vede, nu vede drumul ăsta. Hai să nu mai nu mai vă voi oamenii mai să, voie, să... să plecăm. Da. Și uh, hai să mințim cu cantitățile da. de mâncare pe care le avem în țară, nu vă ce s-ar putea întâmpla greșit. Bă, oamenii să știți chiar o memoria scurtă, oamenii chiar o memoria scurtă. Noi suntem un popor cu memoria extraordinar de scurtă. Și s-ar putea, adică ai văzut deja că deja perioada cu Ceaușescu a început să devină așa gri. Nu mai e chiar neagrim, un fel de e, Nu era, era chiar atât așa de rău. Era... Da. Dar ți ai asta cu, cu legatul de glie cu asta eu, eu nu înțeleg efectiv cine e omul ăla Care aude chestia asta și zice Da, eu zic că ar fi bine să nu mai avem voie să plecăm de aici Cine pula mea zice asta? Cine zice da, asta e soluția și eu susțin chestia asta Uite, dar eu, cred, eu sincer cred că nu o să fie prea mulți de acord cu asta Adică e normal că nu. Că nu are cum, adică nu n are cum, n are cum. Încep și eu acum că Mircea Badea, știi că și Mircea Badea așa furată de vreo cu asta. Da. și da. deci la referendum a zis că este el este 100 la, deci 130% că se face vorum, n are cum să nu se facă, a zis se face vorum și vom distruge toți idioții ăștia care zic că nu se prezintă, vom distruge, îi vom nenoroci. Sigur se face vorum. Deci, putea și eu acum să mi iau de asta. Dom'le, are cum să meargă căcatul ăsta. Și după aia să vezi oameni că ies în stradă. N-are cum să iasă de, glie. Da, 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 da. de glie. Nu, bă, eu aș vrea să plec. fă, -mi, fă -mi ceva să nu mai pot să plec. Te rog, eu urc. așa. Așa, așa. Domnul Orlando, așa aș vrea să plec. Făceți-mi ceva să nu pot să plec. Vai de viața mea. Domnul, domnul Orlando, vă rog mult, apărați-ne pe noi, de noi înșine. Dar uite, și ce cred eu că s-ar putea să oprească un val de ăsta? Internetul. Conexiunea, globalizarea, nu, că cine o să accepte să-ți ia Facebook-ul și Twitter-ul, aici chiar. Rușii deja și-au făcut... Contacte ăla. Nu, dar internetul lor, că efectiv, au, deja au construit internetul rusesc care se poate debranșa de la... Serios? Da. Bă, da, și bolnavii ăștia. Și Pui, și bă, -ai -ai cum să, Dar n-ai cum să te bazezi pe internetul care e de la americanski. Deși da, și cum au făcut uh, rușii. Au văzut și ce s-a întâmplat. A zis, Bă, dacă noi le violăm rețelele de internet în halul ăsta, noi, noi, hai să ne facem noi apărare. Păi da, da, da. da. Cos, da, da. Bă, dacă noi putem face asta, înseamnă că și ei pot. Așa da. că hai mai bine da. să... Exact, exact. exact. Deci, na, o să-l pună, să pună domnul Dragnea, ministrul la internet, pe domnul Daia. care <laughs> o să o să înlocuiască... Prima, prima hotărâre, primul, primul ordin de ministru o să fie să se înlocuiască toate memele cu pisici, cu meme cu oi. <laughs> pentru că pisica nu e românească, nu dar e românească, oaia, e... oaia e românească, da. Bun, hai că începe, da, începe spectacolul, mai cu. da. Ce tare. Ne-am luat cu vorba, cred că a fost vreo o oră jumate. Mai mult, cred că-s două. Perfect. Și noi am zis că nu, nu facem. Nu avem cum să nu facem, Vă mulțumim mult de tot pentru... Uh, pentru că vă uitați, vă mulțumim patreonilor, oamenilor nu care mai sunt cei mai superiori. Cei mai superiori. Și, și că ați dat la clopetă, la acolo. Dați să... la clopoțel, dați ca surd un clopot. Dați ca surd un clopot. cum Da. A, era să zic o prostie. Da, da. da <laughs> și noi aici la la cine știe ce. Nu zicem prostie, nu zicem prostie. Nu. Nu, voiam, voiam să zic că dați da în clopot când dă toată lumea în mamele voastre, dar nu. nu... Ei, ceva cu o mamă. În ceva cu o mamă. Voiam eu să o duc în zona de mamă și da nu da. nu e nici fanii nici ok. Paște, uh, bun. Paște frumos. ăsta îl pun săptămâna viitoare. După Paște? Da. A fost un Paște frumos. Ați avut un Paște frumos și a fost bine. A fost excepțional. Da. Și o da. să găsiți în descriere uh, datele Show-urilor uh, pe care le fac cu Costel și cu Raul în Frankfurt, în Berlin și în Amsterdam și ah, tura nice. pe care o facem în țară. Da. Deci nice, o să pun de nice. că nu cred că mai ascultă nimeni după două no, ore. Nu, după, nu. Mai, no. mai sunt că am intrat care... și în politică și da, da, da. aici mai avem ascultătorule care e rămas, <laughs> să vii și la Amsterdam și la Frankfurt și la Berlin. Poate n-auzi că îl lași în spate în timp ce gătești. Bă, bă, cu tine vorbesc. Închide aspiratorul. Am show la Berlin. <laughs> tu n-auzi. Ceau, frate, Foarte. chiar Caterică.